frați, vom vorbi în predica de astăzi despre iubirea profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cu toții știm cine este profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cu toții știm statutul profetului și care este datoria noastră de credincioși, de musulmani față de profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ultimul dintre profeți, cel care a încheiat șirul înlănțuit al profeției. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pe care Allah subhanahu wa ta'ala l-a lăudat în Coran. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pe care dacă nu credem în el, nu se acceptă credința noastră. Allah subhanahu wa ta'ala a pus la oaltă numele lui și numele profetului și le-a făcut pe ambele cheia islamului. Dacă vrei să intri în islam, trebuie să mărturisești credința în Allah și credința în profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiecare musulman are datoria de a se supune lui Allah subhanahu wa ta'ala. Iar Allah te-a spus în Coran, supuneți-vă lui Allah și supuneți-vă profetului. Și într-un alt verset, cine se supune profetului Muhammad, se supune lui Allah subhanahu wa ta'ala. Iar Allah subhanahu wa ta'ala a lăudat comportamentul profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam și a spus وَإِدْنَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Și tu ai un comportament măreț. De aceea a devenit comportamentul profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam criteriu și model pentru noi toți. Am mai spus de nenumărate ori. Distanța se măsoară în kilometri, greutatea în kilograme, comportamentul se măsoară după comportamentul profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam și datoria fiecăruia dintre noi este să ne comparăm cu profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam în ceea ce privește comportamentul și nu cu X, Y. Cum obișnuim noi să facem? Eu am inima mai bună, mai albă decât cu tare. Se duce la moschee, dar fură. Cu tare ține post, dar minte. Eu sunt mai bun decât el. Eu fac 5 rugăciuni, el nu face. Se duce numai vinerea la moschee. Sau altul zice, se duce de sărbătoare, eu vin vinerea. Eu sunt mai credincios. Nu există. Ne comportăm în modul cel mai frumos și ne comparăm comportamentul nostru numai cu comportamentul profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam și nu cu ceilalți oameni din jurul nostru. Deci atitudinea noastră ar trebui să fie exact cum este atitudinea profetului dacă credem în el și dacă îl iubim. Care este o datoria noastră? Profetul sallallahu alaihi wasallam spune: "Nu va crede unul dintre voi sau nu crede unul dintre voi, nu are credința întregită până când nu mă iubește mai mult decât pe el, pe familia lui, soția lui, copiii lui, da? Cel mai drag om în viața noastră trebuie să fie profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conform Coranului. Conform Coranului. Dacă nu zice, dacă țineți la averile voastre, la copii, familii și așa mai departe, la bani, la bunuri, mai mult decât țineți la Allah, trimisul său și lupta pe calea lui Allah, așteptați să vină porunca lui Allah. Allah nu călăuzește un neam de nelegiuiți. Versetul este mult mai lung, dar am scurtat. Deci, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam este pentru noi un model. Ce înseamnă model? Ne uităm la copiii noștri. Du-te la o frizerie. Are acolo 4-5 poze. Messi, Ronaldo, nu mai știu cine. Și cum s-a tuns el? Care vine să se tundă la frizerie, a intrat pe ușă. Zice, vreau ca Messi, vreau ca Ronaldo, vreau ca X, vreau ca Y. Te duci la un magazin care vinde haine, de exemplu. Are poze pe acolo, tot așa, cu persoane renumite, îmbrăcate în costumul respectiv. A, vreau și eu pentru că are cutare. Da? Dacă noi, într-adevăr, copiii noștri, de exemplu, iubesc fotbal, iubesc Ronaldo, Messi, nu mai știu ce fotbaliști, actori, cântăreți și așa mai departe. Toată viața lor e legată de ei. Știu tot ce ține de acel actor. Câți ani are, de fotbalist, cântăreți ce o fi. Câți ani are, cât câștigă pe lună, ce contract a semnat, cu cine a semnat, câte goluri a dat, câte... Tot despre el. Cum s-a tuns săptămâna asta, când s-a tuns, cât dă pe tunsoare, cine îl tunde, da? Știm toate detaliile, ce încălțăminte pune în picioare, ce număr poartă. Îl iubesc. Noi ce știm despre profetul Muhammad? Pretindem că îl iubim. Pretindem că îl iubim. Ce știm despre profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cât cunoaștem din viața profetului, din comportamentul profetului? Islamul nu înseamnă numai vorbe. Vrem fapte.
Trecem la fapte. Cum era comportamentul profetului? Nu Allah a spus în Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Aveți voi în pilda profetului cel mai bun exemplu de urmat. Ne uităm, a spus de nenumărate ori. De multe ori poate ne e rușine, dacă iese profetul Muhammed acum în fața noastră și ne întâmpină, ne e rușine să ieșim îmbrăcați cum suntem în fața profetului. Ne e rușine să ieșim în fața profetului cum suntem tunși, aranjați, barbe, dungi, tatuaje, etc. etc. Da? Soțiile dezbrăcate și nu mai știu ce, machiate, rujate, aranjate și așa mai departe. În casa noastră, unde îl băgăm? În sufragere nu îl băgăm, că acolo e barul, e salte, whisky, bere, nu știu ce. Ia? Ce facem? Deci toată viața noastră ar trebui să fie în armonie cu ce ar trebui să fie viața unui credincios. Așa cum frizeria pune poza lui Ronaldo, așa și noi în casa noastră trebuie să avem, a? Comportamentul profetului deja însușit. Fiecare membru al familiei să știe, profetul făcea așa, dimineața când se trezea făcea așa, când intra în baie așa, când ieșea. Trebuie să facem aceste lucruri și trebuie să îi învățăm pe copiii noștri, așa cum o făceau companionii profetului, care spuneau, îi învățam pe copiii noștri viața profetului, așa cum îi învățam sure din Coran. Așa cum îi puneam să memoreze capitole din Coran, companionii profetului învățau pe copiilor viața profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noi de multe ori nu știm pentru noi ce să mai învățăm pe copiii noștri și după aceea ce pretenții să mai avem la credință. De aceea datoria fiecărui musulman e să citească despre profetul Muhammad, să-l cunoască și să-l facă cunoscut. Peste tot în lume, toți care l-au atacat pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toți care au încercat să găsească în viața profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, să găsească o bubă prin care să-l atace pe profet, cei care au studiat viața profetului au îmbrățișat islamul. Cei care încă îl atacă sunt cei care nu l-au studiat. Sunt cei care nu l-au cunoscut. Pentru că în clipa în care l-au cunoscut, uitați-vă, și în Europa au fost care au scris scenarii, filme, nu mai știu ce. Când a cercetat mai mult viața profetului să găsească mai multe probleme, mai multe lucruri de care să se lege în viața profetului, a venit și a îmbrățișat islamul. Deci, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam trebuie să fie un exemplu demn de urmat pentru fiecare dintre noi, să avem viața profetului, comportamentul profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, să avem în mintea noastră, în viața noastră de zi cu zi, să punem în practică ceea ce profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam făcea. De aceea, datoria noastră este să credem în profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, să-l iubim pe profetul Muhammad și automat, dacă am crezut și l-am iubit, avem datoria să-l urmăm. Să ne comportăm, să trăim așa cum trăia profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre cei musulmani care merg pe calea pe care a mers profetul sallallahu alaihi wasallam, să fim dintre cei care urmăm exemplul profetului Muhammad sallallahu alaihi